pentru 3 luni de zile. 3 luni am fi locuit împreună, ne-am fi iubit, am fi făcut dragoste. Viața noastră ar fi fost altfel. Trebuia să zbor la Stockholm în weekendul următor. Dar nu s-a mai putut pentru luni de zile. Totul s-a evaporat. A doua zi trebuia să merg la repetiții, dar nu am mai putut. Am fost dărmat. Sunt dărmat de atunci. Să te sun. Nu acceptam altceva decât pe tine, carne și oase. Ajunge! Stop!
Stop! E al tău? A, nu, 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 nu. E al cuiva? Nu, trebuie să. She was free and enthusiastic. She loved me. I was fear and shadows. Știi? Da, da, știu. We walk the suns together. And dream under different moons and the same. A year had passed and her selfless love was healing me. One afternoon, reading a book, I found myself in the story and cried. Something or somebody told me that I was going to lose her. I anxiously waited for her to return to the house. As soon as she entered, I took her hands and for the first time, I told her that I love her. Our happiness was kisses and sorrow. Above us, the blue fell apart, resulting in a kinder sky. Given the certainty of my feelings, it seemed to awaken in her the sleeping pain of having walked the first path alone. A bitter feeling seemed to have come to stay. Time passed, and I rhymed the days, and I sang better. I opened all the windows of my soul and jumped through them into the uncertain abyss of the lover. And I walked a path that she had walked before, a year ago or more. In love and lonely, I looked for her in my journey, but I didn't find her until the next station. When we meet again, I offer my hand. I remember her white watch, but she didn't take it. So I hug her, and I was happy for the both of us. In the years that followed, I don't know if she loved me. I waited and held on tight to the tenderness that undoubtedly still united us. I learned to live without being loved. I learned to stop saying it because I couldn't handle the pain of not hearing it back. I wait, for she was looking for the answer to my question that was also hers. I took care of her and carried myself with me. We haven't been together for a while, and I don't really know how to look at the past. Today, I remember her white watch, which has not worked for years, and she is still planning to repair. And I thought that perhaps, its time has frozen
and it waits in the darkness of the drawer where it has been forgotten. And it waits in the darkness of the drawer where it was forgotten. When the hands of the clock will begin to move, the bicycles will resume their rides. And the pigeons, their suspended flight. The snow of the mountains will turn into rivers, and the wine will be laughter and glasses. I will be an opaque reflection in the mirrors of her house. An echo in her garden. Uite. Colegul meu de apartament a descoperit grinderul. A zis că dacă tot nu poate să se îndrăgostească, măcar să facă sex, nu? Că doar e tânăr, trebuie să profite, nu? Și a spus că spun că e o tâmpenie. Și îmi instalez și eu Tinder-ul. Na. Da, foarte repede, mă plictisesc că e plin de cocalari care își afișează ceasul scump și mai sunt și o groază de munsomani cărora nu le vezi fața din cauza ochelarilor de soare sau de schi și mai sunt și niște conturi false, sau poate nu, cu poze de pe stock footage care îți promit că îți îndeplinesc toate fanteziile erotice într-o noapte. Dar foarte rapid mă gândesc și la o doamnă de familie, doamnă prietenă de familie, care... E mai în vârstă și mereu mă vede, îmi spune: ai grijă, dragă, că vine o vreme când numai vântul îți mai ridică fustele. Și încerc așa cumva, știi, să mai cobor standardele, dar cu toate astea, într-un singur an, într-un an, am doar două întâlniri. Prima e cu un tip așa grăsun, care are o bărbiță și are sex appeal-ul Moș Crăciun. Și a doua e cu un tip care mă privește languros din primul moment, îmi vorbește pe o voce joasă și încearcă să mă impresioneze prin etalarea vastei lui culturi generale. Da, mă rog, într-o seară mă sună Mihnea și îmi spune: băi, vezi că Rux e în oraș. Și ieșim, bem și noi niște beri ca prietenii, stăm de vorbă și la un moment dat Ruxi ne povestește despre iubitul ei pe care l-a întâlnit pe Tinder. Eu zic: băi, Ruxi, nu știu ce se întâmplă, dar la voi în Praga e altceva, aveți altă marfă. La noi în România se știe că e jale și la capitolul ăsta. Dar Ruxi spune: nu, n-ai căutat tu destul, dă-mi telefonul încoa. Hai, că ce naiba, doar lucrez în HR, nu? Și... după jumătate de oră îmi arată un profil al unui tip care e așa slăbuț, e îmbrăcat funky, dar nu urlă foarte tare a hipster, și la descriere e scris: I heard you can order pizza with this app. Mi se pare drăguț și na, hai să vedem ce iese.
Și ce iese e că peste câteva zile primesc un mesaj de la el în care îmi scrie: vreau să fur bijuteriile casei regale și am nevoie de un partener în jaf. Și mi se pare simpatic. Îi răspund, facem bancuri tâmpite la început, râdem, eu chicotesc așa ca o puștoaică de liceu, nu știu ce se întâmplă cu mine, și el la un moment dat îmi propune: hai să ne vedem, să bem o bere. Și nu știu de ce, dar sunt foarte entuziasmată de întâlnirea asta, dar mi-e și foarte teamă că mă gândesc că, nu știu, s-ar putea să fie o mare proiecția mea, să-mi imaginez chestii și de fapt în realitate să fie o mare, mare dezamăgire. Dar bine, e vineri seara, urmează să ne vedem. Afară s-a pornit furtuna, eu deschid ferestrele dinspre stradă, se aud claxoanele mașinilor, oamenii care trec, urcă praful, vântul umflă perdelele, cerul s-a înnorat și eu ascult Tom Waits și simt, știu că toată viața mea o să se schimbe, dar într-un mod profund. Și să știi că și a ta o să se schimbe. Da, o să vezi. Să știi. Și bineînțeles că am întârziat în Green. Și l-am găsit undeva înăuntru. Am intrat, mi-am scuturat umbrela roșie. Iar e puțin stânjenit așa la început, dar bem ceva, stăm de vorbă și trece. Și eu am port rochia asta care e albastră. Și are niște imprimeuri cu animale și el îmi pune mâna pe claviculă, mă întreabă: ce e asta? E un tigru portocaliu? Și el are un tricou cu animăluțe, îl ating și eu și îl întreb: da, ăsta e un Leneș Cafeniu? Și pe urmă mai bem niște vin roze. Aha, și cerul s-a mai luminat, e albastru pal. Are și niște nori așa aurii de la apus. Și după aia, în săptămâna aia, am fost într-o excursie și totul era de un verde aprins. Și pentru că lucrurile mergeau atât de bine, am zis: ce ne facem acum? După 2 săptămâni o să ne mutăm împreună, după aia, peste 3 săptămâni, ne despărțim, împărțim faianța. Și ca să nu se întâmple treaba asta, data următoare când ne-am văzut, i-am făcut cadou o placă de faianță. Nu, albă. Dar de fapt poate era puțin așa roze. Verde. Portocalie. Magenta. Violet. Mișiniu. Piersică. Mentă. Nu știu, roz bombon. Roz fane. Îmi place rozul. Portocaliu aprins. Thank you.
chiar fusese o zi grea. Țin minte, acum 2 ani, mă sună un prieten din București și îmi spune că a venit în Cluj și se merge la o petrecere în asta de muzică electronică. Și mă întreabă dacă nu cumva vreau să vin cu el și zic că, bă, na, am treaba a doua zi, că n-ar fi prea matur din partea mea să accept invitația. Dar am trece rapid și zic că oricum n-am mai ieșit de mult, deci merit. Și țin minte că am început să mă schimb așa cu o viteză din asta, de parcă ardeau hainele pe mine. Mi-am salutat în fugă colegii de parcă dacă n-ajung mai repede la destinație, ceva rău are să se întâmple. Și țin minte că alergam spre stația de taxiuri de parcă cineva mi-ar șopti în ureche că monstrul ăla care aleargă după mine e foarte flămând. Dar cumva totul era într-o notă din asta, foarte entuziastă, pentru că inima bătea de nerăbdare, nu de frică. Și urc în taxi, îmi dau seama că n-am cash la mine, bă, nu vă supărați, un ATM pe drum, ăsta îmi zice, fai, dar avem mult de înconjurat, o să te costă. În fine, rezolvăm problema și ajungem la destinație. Și cum cobor din taxi, văd așa în depărtare niște tunuri de lumină foarte puternice. Și se aude așa încet un fel de bas din ăla care îți intră în corp și începe să te posede. Și mă deplasam spre clubul ăla de parcă nu mă acționa gravitația, ci mă acționa energia clubului. Mergeam spre club, nu înțelegeam, nu era o chestie rațională. Și cum ajung la intrare, dau de prietenul ăsta meu care zice, bă, deci niște seturi, frate, merg weekend de weekend în București, bă, și bă, techno din asta, frate, n-am auzit în viața mea. DJ-ul e super tare, bă, hai, luăm o bere la băiatul, mergem la pupitru. N-apuc să-l salu, n-apuc să nimic, mă trage de mână și ajungem în fața DJ-ului. Și cum stai în fața DJ-ului, tu practic ai toate boxele orientate spre tine și tu ești în mijlocul lor. Și sunetul devine din ce în ce mai clar, îți sunt clare toate nuanțele. Și începe încet să te cuprindă un fel de plăcere pe care nu mai poți gestiona. Și mă faci schimb de priviri cu DJ-ul și vă spuneți, mamă, ce tare e muzica asta, frate, bravo! Ți se întoarce corpul singur pentru că a simțit un fel de energie, adică nu e o chestie rațională, nu. Pur și simplu corpul tău a simțit o energie foarte absurdă și nu e ca și cum se întâmpla dita mai scandal în dreapta mea, nu, era doar domnișoara asta foarte drăguță. Foarte drăguță, era din alt film, avea un contur al feței foarte delicat, ochii erau foarte frumoși și avea niște buze foarte subțiri. În tot contextul ăsta, unde toată lumea era cu niște pălării din alea negre, mari, îmbrăcați complet de negru și aveau niște bocași de-aia super înalți, cu talpă dubioasă, ei, în tot contextul ăsta, era din alt film. Și nu deslușeai foarte multe lucruri, pentru că tot era întunecat, dar pe ea o vedeai culoarea ochilor, îi vedeai cerceii, îi vedeai felul în care și-a aranja părul, avea un păr așa până la umeri. Strălucea în tunurile alea de lumină și cu un breton pieptănat foarte fin, așa, care îi venea în partea dreaptă și venea spre mine. Tipa asta venea spre mine și eu m-am întrebat dacă nu cumva am o brichetă și n-am auzit nicio brichetă, n-am înțeles ce mi-a zis. Adică de obicei când vorbești cu cineva, da, și purtați o conversație și la un moment dat unul dintre voi zice un obiect, casă. Tu vizualizezi casa cu acoperiș, cu pereți, cu ferestre, cu ușă, dar eu n-am văzut nicio brichetă. Doar am simțit așa cum mi s-a prins bricheta în buzunar. Și aprinde țigara și nu pleacă. Nu pleacă, rămâne să danseze lângă mine. Nu se întoarce înapoi la prietenele ei suedeze, nu. Stă acolo lângă mine dansând. Și în momentul ăla am simțit că trebuie să fac și eu ceva, că e rândul meu, că trebuie să fac următoarea mișcare. Hai că în engleză parcă îmi vin, se așează mai bine propoziții, parcă mă arunc. Și era super deschisă, îi făcea plăcere să vorbească cu mine, n-avea niciun fel de reținere, nimic, chiar se vedea că ne înțelegem super ok, iar eu nu știam cum să o am mai mult. Și nu sexual, nu mă înțelegeți greșit, nu. Să o am cu totul. Să fie a mea, să o am, pur și simplu. Și se așezase un fel de nor în jurul nostru care ne separa de tot ce era în jur și dacă mă priveam, să zic, din colțul camerei, parcă eram într-o scenă din asta ideală. Asta până când mi-a zis că a doua zi are avion spre Suedia și totul s-a prăbușit. Și
am simțit că trebuie să fac ceva. Nu pot să o las să plece pur și simplu. Am nevoie ca seara asta să se materializeze cumva. Da, e de mitocan să-i cer să vină la mine, dar simțeam că trebuia să-mi rămână ceva. Era mult prea frumoasă ca să o las pur și simplu să plece. Și zic. Și îi se părea că asta e soluția perfectă. Chiar era super deschisă și am mers la mine. Dimineață, când ne-am trezit, am mai rămas puțin îmbrățișați. Apoi mi-a zis că hai să bem o cafea înainte să plec. Dar în liniște, fără muzică, fără haos, pur și simplu să stăm la masă și să ne privim. Dar nici de asta n-am mai avut parte, pentru că au sunat-o prietenele ei că trebuie să decazeze, care în câteva ore e decolarea. Și aia a fost. Că dura festivalul ăsta nenorocit o zi în plus, o zi să mai fi avut. Păi dacă ar fi mai fi durat o zi, s-ar fi închis toate aeroporturile, s-ar fi anulat toate zborurile, ar fi rămas cu mine, ne-am fi îndrăgostit unul de celălalt, ne-am fi iubit, viețile noastre ar fi fost altfel, dacă mai dura o singură zi nenorocitul ăla de festival. Dar totul s-a prăbușit, totul s-a evaporat. Am fi putut și noi să fim un cuplu din ăsta, normal. Să ne bem cafeaua, să ieșim în oraș, nu știu. Mergeam la teatru, la un film, ne mai plimbam puțin, poate. Așa cum fac cuplurile de obicei. Și ne-am fi întors acasă, poate am fi vorbit nimicuri, cine. Mai aflam chestii despre trecutul nostru, poate. Da, probabil că a doua zi aș fi zis Elisa, I'll be away 12 hours a day, I mean daily, and you'll have to wait for me all this time, and no problem. I'll be with my girls, then we'll meet and then we'll go home. Care we home? Andrei, revino-ți puțin, unde te arunci? Tu nici măcar n-ai licența luată și deja te gândești, tensori. Elisa, I gave it a second thought and I don't feel prepared for making such a big decision. I mean, I'm still at university and I don't earn money yet and I don't feel prepared for making such a big decision. Hey, stop it. Stop it. We love each other, don't we? That means that we can easily accept the thought of living together. Iubire? Cineva nu se aude când vorbește și mie îmi sună și mai grav când mă gândesc că ea de fapt nu pleacă. Că ea preferă să stea cu mine în cămăruța asta luată în chirie în loc să se ducă în Suedia la părinții ei. Păi și stai puțin, Elisa, dar tu ce vrei să facem? Nuntă? Unde vrei să o facem? La mine, în bucătărie, cu colegii mei de clasă și cu prietenele tale suedeze, pe care acum mi-e ciudă că nu le cunosc, pentru că sigur nu era la fel de nebune ca tine? Și ce voiai să facem? Nuntă pe masă din aia, cu față de masă de aia primită zestre? Ce? Cu platouri de mezeluri? Voiai să aduc niște beri de la non-stop, niște doze de beri la non-stop ca să facem nuntă doar pentru că tu mă iubești cu adevărat? Am lovit-o de frică. Am lovit-o de frica faptului că ne-ar putea ruina viitorul amândoror. Adică ce, să stau cu un copil în brațe din ajutor social și copilul ăsta îmbrăcat gros pentru că e mult prea frig în casă, pentru că ea mă iubește cu adevărat. I will get you in a better place instead of my place, you fucking stupid. It's called insane asylum, you fucking mad whore. Și nu mă aude, nu, stă și se uită la mine de parcă crede că eu nu știu cum să manifest emoțiile, că așa mă comport eu când sunt îndrăgostit, dar lovesc. Nu, femeie, nu simt încântare, nu. Simt groază și un regret imens că m-a pus dracu să-ți dau bricheta aia nenorocită, când puteam să-ți spun un simplu nu. Sau că bricheta e la iubita mea și să-ți o dea ea, că eu nu am. Thank you.
Scuză-mă, ai cumva un foc? Sorry, English, please. Foc, dacă ai. Can you repeat that, please? Foc. Fire. Da, 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 exact, ai. Smoke, you want exact, to smoke? Exact, exact, ai lighter, un foc? Da, 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 da. No, I don't have one, sorry, I don't smoke. Foarte bine, să nu te apuci. Sorry, what? Ziceam să nu te apuci, dar n-are importanță. Stai niște. Look, listen. If you really want to smoke, you can go there over to the sax player and you can ask. Ce sex? No, termin. You're just sad and strange, okay? Look, leave it like that. No, look, I think I've been misunderstood. Not all my choices have been good in a fading light. So we should put this one to bed before it bursts out of my head. Ready for the fight. When it gets too late and I find my place, who will save your soul and love me here? When it gets too far, will let down your guard. Who will save your soul and love me here? I think I've been misunderstood. Not all my choices have been good in the fading light. So we should put this one to bed. Not all my choices have been weighed, but before the sight. When it gets too late and I find my place, who will save your soul and love me here? When it gets too far, will let down your guard. Who will save your soul and love? Simt aerul subțire, rarefiat, totul în jurul meu se mișcă. Real, obiectele se transformă în nisip, se fărâmițează. Și eu mă descompun în ele. Lipsește o bucată din mine, ca și cum mi-ar lipsi o mână sau un picior care nu știam că există. Sunt oameni în jurul meu, mulți, foarte mulți, vorbesc cu mine, trec
prin ei se topesc și ei nu par reali, pentru că nu sunt, nu vor putea fi, nimeni nu va putea fi tu. Tu, dacă mă acopăr, dacă mă ascund, dacă închid ochii, poate, poate te visez. Visele mele sunt aproape cu tine, aproape te văd, aproape ești, aproape bați la ușă, mă duc să deschid, mă trezesc, bătând în tăblia patului. Thank you.
She was free and enthusiastic. She loved me. I was fear and shadows. We walked the suns together and dreamed under different moons and the same. A year had passed and her selfless love was healing me. One afternoon, reading a book, I found myself in the story and cried. Something or somebody told me that I was going to lose her. I anxiously waited for her to return to the house. As soon as she entered, I took her hands and, for the first time, I told her that I love her. Our happiness was kisses and sorrow. Above us, the blue fell apart, resulting in a kinder sky. Given the certainty of my feelings, it seemed to awaken in her the sleeping pain of having walked the first path alone. A bitter feeling seemed to have come to stay. Time passed, and I rhymed the days, and I sung better. I opened all the windows of my soul and jumped through them into the uncertain abyss of the lover. And I walk a path that she had walked before, a year ago or more. In love and lonely, I look for her in my journey, but didn't find her until the next station. When we meet again, I offer my hand. I remember her white watch, but she didn't take it. So I hug her, and I was happy for the both of us. In the years that followed, I don't know if she loved me. I wait and held on tight to the tenderness that undoubtedly was uniting us. I learned to live without being loved. I learned to stop saying it because I couldn't handle the pain of not hearing it back. I waited, for she was looking for the answer to my question that was also hers. I took care of her and carried myself with me. We haven't been together for a while, and I don't really know how to look at the past. Today, I remember her white watch, which has not worked for years and she is still planning to repair. And I thought that perhaps its time has frozen and it waits in the darkness of the drawer where it has been forgotten. When the hands of the clock will begin to move, the bicycles will resume their rides and the pigeons their suspended flight. The snow of the mountains will turn into rivers, and the wine will be laughter and glasses. I will be an opaque reflection in the mirrors of her house, an echo in her garden.